Iar mâine ar putea fi declarată epidemie de gripă în România. Ministerul Sănătății așteaptă datele actualizate din toată țara pentru a vedea dacă suntem în a treia săptămână consecutivă de creștere a cazurilor. În unele spitale, peste 50% din totalul testelor pentru gripă sunt pozitive. Afectați sunt și adulții. Paturile din spitalele de boli infecțioase sunt tot mai neîncăpătoare, iar printre cei spitalizați sunt și tineri, spun medicii. La Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului, numărul pacienților a crescut și mai mult după sărbători. Printre cei care așteptau în compartimentul de primiri urgențe, am întâlnit-o și pe micuța Ruxandra. Mai răbdare? Nu. Simți rău? Ce simți? Da, am febră și mă doare capul. Vă pregătiți de școală acum? Ce faceți? O mai duceți? Săptămâna viitoare cred că va sta acasă. Tuse. M-a avut antecedente, gen la laringită. Gripa de sezon. Și de cât timp este așa? De câte zile? De 2 zile. Eventual o să mergem și la țară, că mai avem o proprietate în provincie și o să mergem acolo, să ne izolăm față de București. La nivelul spitalelor, unii medici cred că avem deja epidemie de gripă. Cazurile cu acest virus încep să predomine. Gripa dă o stare generală destul de proastă, copiii tind să zacă, să mănânce mai prost, dar e foarte important să se hidrateze în timpul zilelor de gripă. Este o virulență destul de mare. Avem cazuri destul de severe și de otite și de pneumonii. La sugarii foarte mici de bronșolite cu insuficiențe respiratorii din cauza virusului sincițial respirator. În ultimele 24 de ore, aici, la Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului, au fost făcute 100 de teste pentru gripă. 40 dintre acestea au ieșit pozitive la virusul gripal tip A. Pe lângă copii, și tinerii fac forme severe din cauza virusului gripal. Secțiile de adulți, o mare parte din patru sunt ocupate de asemenea de pacienți cu gripă, cu alte infecții respiratorii și cu COVID. Dar sunt și pacienți tineri care vin cu forme severe de gripă. Insuficiențe respiratorii cei tineri? Da. Ministerul Sănătății a avertizat că suntem în pragul unei epidemii de gripă. Dacă va fi declarat oficial, se vor lua măsuri la nivelul spitalelor. Programul de vizitar putea fi scurtat sau suspendat, iar medicii vor fi nevoiți să poarte echipament de protecție. Ministerul dă asigurări că avem stocuri suficiente de produse ce conțin paracetamol sau ibuprofen. În Franța, în schimb, s-a interzis vânzarea online a produselor pe